De anul viitor, buzoienii vor plăti taxe și impozite locale cu 10% mai mari. Este vorba despre un proiect aflat în dezbatere publică, inițiat de primarul Constantin Toma, care va fi supus aprobării în ședința Consiliului Local din luna decembrie. Decizia de majorare a dărilor locale este însă contestată vehement de către liberalii buzoieni, care consideră că decizia edilului nu este deloc oportună. Eu m-aș fi așteptat ca domnul primar Toma la momentul acesta, în loc să mărească taxele, aceste taxe, bineînțeles, care se referă la terenuri, la clădiri, și cred că cel mai bine ar fi fost să găsească soluții pentru atragerea de noi investiții și dezvoltarea comunității locale. Primarul Constantin Toma susține că majorează taxele și impozitele locale, deoarece vrea să înfrumusețeze orașul. Liderul PNL Buzău spune că edilul ar fi trebuit să găsească noi investitori străini decât să îi împovăreze și mai mult pe buzoieni. Este cel mai important lucru să vedem care sunt investițiile în segmentul respectiv, în care Buzău va avea posibilitatea ca în următorii ani să meargă pe un trend ascendent, să spunem așa, și să poată fi atrase cât mai multe investiții străine, pentru că, de fapt, acolo este cheia succesului a fiecărei comunități. Nu prin mărirea de taxe și colectarea la bugetul local acestor taxe va putea să găsească resursa financiară prin care să dezvolte comunitatea. În acest an, în municipiul Buzău, nivelul de încasare al taxelor locale este cu mult peste cel înregistrat în ultimii ani. Dacă în alți ani nivelul ajungea doar la 50%, în 2017 nivelul de colectare a dărilor locale s-a apropiat de 100%.